În ultimii ani, în România, numărul librăriilor s-a diminuat simțitor dintr-un unic și simplu motiv. Cartea nu mai are căutare. Noilor generații de elevi nu li s-a imprimat gustul lecturii, iar dacă sunt nevoiți să suplinească această lipsă, elevii recurg la rezumatele și referatele de pe internet. Cartea nu mai are căutare nici pentru generațiile mai vârstnice, iar vânzările scăzute au făcut ca și în Giurgiu să mai existe doar câteva locuri în care pot fi cumpărate cărți. În general, tinerii nu mai cumpără cărți, cumpără anticariat mai mult. Ce cărți se caută? Ai vorbit? Cărțile de copii și de agricultură acum, în perioada asta. Prețurile cum li se par comparatorilor? Prețurile cresc din ce în ce mai mult la cărți. Deci vânzările sunt mai mici față de alți ani. De ce credeți voastră că nu mai cumpără? Nu mai citește sau prețurile devină? Prețurile devină și primul rând internetul. Deci internetul, se uită pe internet, le citesc de acolo. La doi pași de ultimele apariții ale editurilor, vânzătorii oferă cumpărătorilor și alternativa mai ieftină. Cărți second hand la alegere. Prețurile sunt umilitor de mici. O carte costă între 1 și 5 lei, dar nici la aceste prețuri nu mai au căutare. Merge vânzarea de cărți? Cum merge? Bine, rău? Da, binișor merge. Cărțile astea vechi, unele sunt primite, care vor să le arunce, ne le aduc la noi ca să nu le arunce la gunoi și unele le mai cumpărăm noi cu prețuri mititele și nici noi nu le vinem cu prețuri prea mari. Cum li se par cumpărătorile prețurile? Văd cărți la 1 leu, 2 lei până la 5 lei și cărți bune. Da, păi da, asta e. Dacă le-a spune mai mult, nu s-ar vinde. Aveți impresia că se vinde mai mult cărți second hand sau cărți noi? Mai mult astea second hand se vând, pentru că oamenii nu prea mai au bani. Unele dintre cărțile second hand primite de vânzător provin de la persoane care le donează, dar sunt situații în care cărțile sunt lăsate la vânzare de diferite persoane. Cum comisionul pe care îl percepe vânzătorul este de 50%, sunt situații în care o carte aduce fostului proprietar un câștig de doar 50 de bani.